Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media, în primul rând sunt bucuros să vă salut. De start vreau să vă prezint pe Carmena. Vă cunoașteți pe Carmena? Carmena este noul, vechiul și iar noul reprezentant al Partidului Socialiștilor care se va ocupa de relațiile cu presa. De ce vă rog să contactați pe toate întrebările care le aveți deja de azi înainte prin intermediul doamnei Carmene. Și este aici Rita Manoli, care este consilierul meu pentru întrevederi, pentru contacte în afară de presă, puteți contactați. Carmena, eu să rog să faceți, să transmiteți la toți contactele ca să le aibă. Stimați reprezentanți mass-media, în primul rând sunt bucuros să vă salut. În noul an este prima noastră întrevedere, într-un format nou. Vreau să vă felicit cu sărbătorile care au trecut și cu cele care vin. Bobotează, mâine poate cineva merge la scufundat în apă rece. Vreau să vă urez la tot sănătate, vreau să urez sănătate tuturor cetățenilor Republicii Moldova și să sperăm cu toții că anul 2021 va fi un an liniștit și un an bun pentru moldoveni, pentru cetățenii țării noastre. Astăzi eu am convocat executivul politic al Partidului Socialiștilor, am examinat mai multe subiecte, în special situația care s-a creat în Republica Moldova în urma acțiunilor, sau mai bine spus, inacțiunilor și acțiunilor iresponsabile a noului președinte a Republicii Moldova. Noi trebuie să constatăm un lucru important. Câteva luni în urmă, eu spuneam ferm că cel mai prost scenariu care ar putea să ne aștepte este un blocaj total a activității instituțiilor de stat. De fapt, ceea ce avem la această etapă și cu regret am intrat în acest an, anume în această situație, și deja acum este jumătate, mai mult de jumătate de lună de ianuarie, dar suntem într-o incertitudine totală. Într-o incertitudine cauzată în mare parte de inacțiunile și încălcarea, vă spun ferm, a Constituției de către actualul președinte al Republicii Moldova. Nu avem guvern, iar președintele care a promis în campanie electorală că are soluții pentru criza pandemică, economică, socială, se teme, are frică să-și asume responsabilitatea. Și face tot felul de fierbinte și show-uri să-și justifice această frică. Încearcă să acopere inacțiunile sale prin agenda politică externă, care în mare parte este fără rezultate. Trebuie să spunem deschis că cu regret a plecat în istorie acea perioadă când a fost o conlucrare eficientă între președintele țării, între speaker și între guvern. Atunci când trei ramuri ale puterii aveau un dialog permanent, non-stop, 24/24, și se ocupau de rezolvarea problemelor oamenilor. Acum acest dialog, această conlucrare eficientă nu mai există. Și nu există din cauza președintelui țării Maia Sandu. Acum avem show-uri politice lansate de către instituția prezidențială, avem blocaj guvernamental și constituțional, avem tentative tot mai evidente de uzurpare a puterii de stat din partea președintelui țării. Toate aceste acțiuni confuze ale președintelui țării vor duce, sunt fer convins, la efecte negative pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi astăzi la executivul politic am discutat mai multe subiecte, practic de ce așa m-am reținut cu 5 minute, în loc de o oră jumate, două ore jumate am discutat la executivul politic, toate subiectele care sunt actuale. Am trasat mai multe obiective, dar eu vreau să mă opresc la trei subiecte. Prima, situația actuală. Doi, guvernul interimar și ce se întâmplă cu guvernul mai departe. Și trei, dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare începate. Eu cred că aceste trei subiecte sunt subiecte de importanță majoră, răspuns la care așteaptă toți cetățenii Republicii Moldova. Dacă cetățenii interesează și cum Maia Sandu o să provoace o nouă criză ecologică pe Nistru, sunt fier convins.
După discuțiile secrete cu Zelenski. Asta este un alt subiect, eu mă refer și la el. Dar eu cred pe oamenii simpli acum interesează trei subiecte. Care e situația în țară? Ce facem cu guvernul mai departe? Este guvern, nu este guvern? Și trei, sunt anticipați sau nu? Și cum mergem la început? E că la aceste trei subiecte eu vreau să răspund pe scurt. Care este situația în țară? Eu mi-am notat pe patru direcții importante care interesează pe toți. Asta e COVID-ul, asta e bugetul, asta e agricultura, pentru că nu-i clar, o să avem seci, n-avem, este ninsori, îngheață grâu, nu îngheață. Și evident pe toți interesează ce o să fie cu resursele energetice. Pe aceste patru direcții. Cu COVID-ul, la această etapă avem în țară înregistrate 152.854 de cazuri. Vreau să menționez că în săptămâna precedentă avem o reducere a numărului de cazuri înregistrate cu 2%. Este a doua săptămână în acest an când avem reducerea numărului de cazuri active. Și este un lucru bun. Dar vreau să preîntâmpin cetățenii să nu ne relaxăm. Vedeți că în multe țări avem o creștere a numărului de cazuri. De aceea, chiar dacă avem această dinamică îmbucurătoare, vă rog să fim foarte atenți. Să respectăm toate măsurile. Am văzut declarațiile fostului meu consilier, actualul ministru și premier interimar despre ce ar urma mai departe. Eu cred că nu trebuie să venim cu înăsprirea acțiunilor. Eu cred că trebuie să monitorizăm mai departe. Categoric nu putem să punem noi restricții pentru activitățile economice. Oamenii și așa suferă. Agenții economici așa suferă. De asemenea, știți că se duc discuții referitor la vaccine. Apropo, săptămâna trecută eu am fost într-o vizită de lucru la Moscova, mai mult neoficială, dar am avut și unele întrevederi de lucru. Astfel, în cadrul unei întrevederi care a avut loc săptămâna trecută cu domnul Kozak, am convenit că Moldova va primi câteva sute de mii de vaccine rusești, Sputnik, pentru a începe vaccinarea cu vaccina rusească. Și știu că au fost lansate pregătirile pentru înregistrarea acestei vaccine în Republica Moldova. Sper că nu vor fi impuse careva obstacole artificiale. Pentru că în următoarele săptămâni vaccinul anticovid rusesc să apară la Chișinău. Despre aceasta înțelegere deja avem cu partea rusă. Bugetul. Vreau să vă informez că la această etapă toate salariile, toate pensiile, toate plățile curente au fost achitate și se achită la timp. Nu avem nicio problemă în Republica Moldova pentru achitarea plăților curente. Agricultura. Avem la moment însămânțate peste 400.000 de hectare de cerealiere grupa 1, dintre care peste 318.000 hectare de grâu. Ce înseamnă aceasta? Securitatea alimentară este asigurată. Și am discutat astăzi dimineață cu colegii de la Ministerul Agriculturii. Aceste friguri, evident, aceste înghețuri, în lipsa de zăpadă, ne fac careva probleme. Dar, în mare parte, putem spune că asigurarea securității alimentare nu va fi o problemă pentru acest an. Sperăm foarte mult că aceste prognoze vor rămâne și în continuare. Resursele energetice, în special ce interesează pe oameni, gazul, energie electrică. Gazul acum îl cumpărăm cu prețul de 121 de dolari 1000 de metri cub. Prețul mediu la gaz pentru anul curent din contractul care a fost semnat cu Gazpromul, un acord bun, care a fost criticat de unii și care ne-a permis anul trecut să economisim 40 de milioane de dolari pentru consumatorii moldoveni. Prețul mediu pentru acest an ar putea fi în jurul la 142 de dolari pe 1000 de metri cubi. Vreau să vă spun că în tarif este inclus prețul 148. Asta înseamnă că majorări de tarife la gaz în acest an pentru consumatorii casnici nu vor fi. La energie electrică avem contract semnat cu Ciurganul până la 1 aprilie. Prețul este convenabil. Este 41,25 dolari pe megawatt. Cei care spun, inclusiv noul președinte, că ucrainenii poate să ne dea mai ieftin. Când a fost semnat acest contract, ucrainenii ne propuneau cu 55-57. Noi am cumpărat cu 48 de la Cuciurgan. Deci trebuie lăsat populismul într-o parte. Asta în ce țin de situația curentă. Situația curentă este una în pofida la toate. Una gestionabilă. Guvernul interimar
miniște interimari pe care au fost numiți în funcție de către mine. La această etapă se isprăvesc cu toate cele care le sunt puse în sarcini. Al doilea subiect, guvernul. Trebuie să o spunem franc că guvernul nu are, sau țara nu are un guvern funcțional. Guvernul nu are competențele necesare. Mai mult se merge pe inerție. Pe inerție. Adică baza bună care am pus-o noi cu guvernul anul trecut ne permite să gestionăm situația pe parcursul lunii acestea și vedem cât va fi mai departe. Dar la infinit să mergem pe o astfel de abordare nu este corect. Noi avem nevoie de claritate. Sau avem un guvern funcțional repede, sau avem o procedură foarte clară cum mergem la alegeri parlamentare anticipate. Noi asistăm cu dumneavoastră la momente tragico-comedice, fără precedent pentru Republica Moldova și pentru instituția prezidențială. La ce mă refer? Președintele țării cere demisia guvernului, scoate lumea în stradă, în plină pandemie, partidul doamnei Maia Sandu înregistrează moțiuni de cenzură și spun că guvernul trebuie să plece de urgență. Guvernul pleacă. Dar ce urmează după aceasta? Președintele țării încearcă să preseze miniștrii să nu plece din funcție. Și nu vrea să-și asume responsabilitate. Nu vrea să înainteze alt guvern. Este absolut clar că Maia Sandu nu știe cum să procedeze mai departe, se află în criză de idei și nu are soluții. Eu cred că se conturează al doilea mare eșec al doamnei Maia Sandu în funcția de conducere, așa cum a fost exact atunci când a fost prim-ministru. Când nu știa ce trebuie să facă mai departe. Din momentul demisiei guvernului Chico au trecut acuși câteva zile și o să fie o lună. Eu vreau să vă amintesc, în 2019, când am avut situații de necesar de numit guvern, eu am desemnat guvern în 24 de ore. Și pe Maia Sandu a desemnat-o în 24 de ore. Mai repede, în câteva ore. Și pe domnul Chicu l-am desemnat în 24 de ore. Acum au trecut deja 24 de zile. Ce face președintele țării? Să dă cu spatele la gard, care nu l-a scos la președinței? Păi apucați-vă de lucru. Oamenii v-au votat. Vă lăudați că aveți numărul record de voturi. Apucați-vă de lucru. Și îmi blască fofărlică. Ba la Zelenski, ba la Iohannis, ba vă duceți cum mâncați scoici prin Bruxelles. Midi. Apucați-vă de lucru. Oamenii așteaptă rezultate. Ești președinte a țării. Maia Sandu deja încalcă Constituția și hotărârile Curții Constituționale. Hotărârea Curții Constituționale din luna august anul trecut spune foarte clar că după consultarea cu fracțiunile parlamentare, președintele țării este obligat să înainteze candidatura la funcția de prim-ministru. Nu are dreptul, dar este obligat. Eu înțeleg pe Maia Sandu că a nimerit în Zugzwang politic, care singur s-a vărât. I-a declarat că nu înaintează nici într-un caz candidat la funcția de prim-ministru. Și acum a nimerit în situația, dacă înaintează și încalcă cuvântul, dacă nu înaintează, încalcă Constituția. Deci să se numește Zugzwang. Și ea s-a vărât singur în chestia asta, nu a vărât-o nimeni. Ea a cerut, a primit. Păi acționează, doamna președinte. În aceste condiții, Partidul Socialiștilor, cu cea mai mare fracțiune, cerem în mod categoric din partea președintelui desemnarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru până pe data de 1 februarie. De ce până pe 1 februarie? Pe 1 februarie se deschide sesiunea parlamentară. Noi pregătim mai multe inițiative, inclusiv care se vor referi și la actualul președinte, deci are timp, 2 săptămâni, apucați-vă de lucru. Aveți 2 săptămâni să înaintați candidat la funcția de prim-ministru. Pe urmă să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Și doi, mâine dimineață colegii mei o să adreseze la Curtea Constituțională pentru ca să solicite poziția Curții Constituționale referitor la 2 întrebări. Prima, care este termenul maxim când președintele țării este obligat să înainteze candidatură la prim-ministru după demisia guvernului? Amintesc, demisia guvernului Chicu pe data de 23 decembrie. Nu poți la infinit să aștepți.
trebuie să fie termen limită. De aceea, prima întrebare mâine pentru Curtea Constituțională, care este termenul când președintele este obligat? Și a doilea, care sunt sancțiunile pentru președintele țării în caz dacă nu înaintează candidat la funcția de prim-ministru? Eu rog foarte mult în alta curte, operativ, să dea interpretare, răspuns la această situație. Pentru că suntem într-un blocaj constituțional care este provocat de către președintele țării. Și al treilea subiect. Dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare anticipate. Vreau să reconfirm poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care am anunțat-o și anterior. Noi pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate în acest an, în anul 2021. Pe noi ne îngrijorează tentativele anticonstituționale ale președintelui țării și partidului său de a sfida Constituția. Se pare că Maia Sandu încearcă să preia tactica așilor de mânică de pe timpul Alianțelor pentru Integrare Europeană, membru a cărei Maia Sandu a fost împreună cu Plahotniuc, Filat și Ghimpu. Exact aceeași abordare, exact aceeași încercare de a interpreta Constituția, de a lua decizii așa cum vrea partidul ei, dar nu cum prevede Constituția Republicii Moldova. Amintesc încă o dată că sunt doar două căi legale de dizolvare a Parlamentului. Prima, se înaintează un candidat la funcția de prim-ministru și de două ori nu se votează. Și al doilea, Parlamentul nu funcționează trei luni de zile, nu aprobă legi. Și în primul și într-al doilea variant, acest lucru este prevăzut de Constituție. Noi am făcut o analiză. În aproape 30 de ani de independență, Parlamentul a fost dizolvat înainte de termen de 3 ori, după ce a fost aprobată Constituția, de 3 ori. Și de toate 3 ori a fost dizolvat înainte de termen. Pentru că nu a fost ales președintele cât atunci se alegea în Parlament. Prima dată în anul 2000, în decembrie, după ce a fost modificată Constituția și s-a trecut la alegerea directă a președintelui, la alegerea în Parlament, în decembrie 2000 nu a putut fi modificată Constituția. Nu a putut fi votat președintele. Și a fost dizolvat Parlament și a fost alegeri începate. A doilea caz în luna mai 2009, când a fost candidat la funcția de președinte doamna Greceanu și în Parlament nu a fost votată. Și a fost dizolvat Parlament și am avut alegeri parlamentare începate în luna iulie 2009. Și a treilea în anul 2010. La fel când nu a fost votat candidatura domnului Lupu la funcția de președinte a țării și Parlamentul a fost dizolvat. E că noi avem trei cazuri când Parlamentul a fost dizolvat înainte de termen. Alte cazuri nu sunt. PSRM, Partidul Socialiștilor, cu 37 de deputați, a propus câteva luni în urmă fracțiunilor parlamentare, haideți să ne așezăm să discutăm care sunt etapele. Toți o făceau pe umnicii. Și aici la PAS și la... Nu discutăm noi cu socialiștii, nu avem noi ce face cu dânsi. Discutăm la procuratură. A, le-a venit mintea la cap. Dă-i la cei de la PAS, moldovenilor, mintea cei de pe urmă. Și amu declară că trebuie să discutăm. Păi noi v-am spus două luni în urmă, haideți să ne așezăm să discutăm. Cum? Pentru aceste două căi, nevotarea guvernului sau nefuncționarea Parlamentului, trebuie 51 deputați să aibă aceeași poziție. Și atunci ajungi la dizolvarea Parlamentului. Altfel nu ajungi, nici acum. De aceea noi încă o dată reconfirmăm poziția noastră. Haideți să avem dialog. La executivul politic am luat decizia ca mâine dimineață secretarul executiv al partidului, domnul Bătrâncea, și președintele fracțiunii, domnul Furculiță, să ia legătura cu fiecare, cu conducătorul fiecărei fracțiuni și grup parlamentar pentru a începe discuțiile ce facem mai departe cu dizolvarea Parlamentului. Noi, în calitate de fracțiunea cea mai mare în Parlamentul Republicii Moldova, ne asumăm acest lucru și chemăm la dialog pentru a face foaia de parcurs cum ajungem la începate. Aduceți aminte cum strigau ei în luna decembrie. În martie alegeri începate. Am ce spun? Da, iunie ar fi bine. Păi să ajungem așa în septembrie. Sunt mici, vă spun eu. Sau în genere nu o să ajungem la alegeri. Deci, ori începem să discutăm, noi vrem alegeri parlamentare începate. Haideți să discutăm. Și lăsați jocurile astea cu
Curtea Constituțională. Două soluții. Prima, nealegerea guvernului, a doilea, nefuncționarea Parlamentului. Și aici vreau să spun un lucru foarte clar. Noi nu examinăm categoric a doua soluție. Noi suntem categoric împotrivă ca Parlamentul 90 de zile să nu funcționeze. Noi suntem în plină pandemie. Noi suntem în criză economică. Parlamentul trebuie să aprobe legi. De ce varianta a doua care unii și-o gândesc în cap că Parlamentul nu o să funcționeze 90 de zile, scoteți aberația asta din cap. Parlamentul o să aprobe legi. În luna februarie Parlamentul va fi convocat și Parlamentul va aproba legi și în prima lectură și într-a doua lectură. Noi avem mai multe proiecte de legi care cetățenii le așteaptă. Și noi le vom pune la vot. Și noi le vom vota. Și noi vom participa la ședința Parlamentului. Deci unica soluție pentru dizolvare este înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru, nevotarea acestuia de două ori și dizolvarea Parlamentului. Încă o dată, restul variantelor. Cu autodizolvarea, Curtea Constituțională astăzi i-a dat peste nas deja. E clar. Era evident lucrul ăsta. Alte aberații că noi să dizolvăm Parlamentul pentru că trei luni nu o să aleagă prim-ministru, tot e aberații. Ce înseamnă dizolvarea Parlamentului, stimați reprezentanți mass-media și stimați concetățeni? Ce înseamnă dizolvarea Parlamentului? Asta înseamnă că trebuie să penalizezi deputații pentru ceva ce nu au făcut. Nu asta e dizolvarea. Îi dai afară că nu au făcut treabă. Și Constituția prevede clar că sunt două cazuri. Ori ei nu fac ședință și îmblă pe drumuri și atunci trebuie să-i dai afară că nu lucrează. E logic. Și a doua variantă, președintele propune prim-ministru, ei nu aprobă. Și atunci îi dai afară pentru că îi provoacă criză politică. Cum poți să penalizezi Parlamentul pentru că nu a ales în trei luni guvern dacă tu nici nu ai propus guvern? Dar propunerea guvernului din partea președintelui țării. Deci, dacă președintele Republicii Moldova și complicii săi vor abuza în continuare cu norma constituțională și vor face aceste jocuri, noi ne rezervăm dreptul de a întreprinde toate acțiunile constituționale împotriva președintelui țării și toate acțiunile legale, inclusiv proteste în masă față de uzurpatorii puterii de stat în Republica Moldova. Președintele, dacă continuă cu aceste chestii, asta este uzurparea puterii de stat în Republica Moldova. Și eu sunt fier convins că în fața președinției noi și eu împreună cu colegii și împreună cu mii și zeci de mii de oameni vom fi la proteste. În caz dacă președintele în continuare încalcă Constituția țării. Asta e ceea ce am vrut să vă spun. Acum sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă rog, pe rând. Carmena, da, tu cuvânt. Ați menționat la început despre careva discuție și greșe și criza economică de bine. Să ne dați careva detalii. Eu vreau să spun un lucru foarte clar. Este bine că avem dialog cu Ucraina. Sunt cel puțin trei subiecte. Cel puțin trei subiecte importante în agenda bilaterală. Eu am fost copreședinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Ucrainene foarte mult timp. Și știu agenda. Noi avem trei subiecte importante. Situația ecologică catastrofală de pe Nistru, demarcarea frontierii și trei, proprietatea, în special a noastră acolo. Eu speram foarte mult că în agenda președintelui acesta va fi soluții. În primul rând, nu putea fi nicio fel de soluție pentru că președintele în țara Republica Moldova nu decide nimic. Decide guvernul și decide parlamentul. Deci este show-uri și PR, care nu a avut niciun efect și nu are niciun efect pentru cetățeanul simplu. Care e rezultatul la această vizită? Rezultatul negativ, eu l-am auzit. Când s-a declarat că, uite, noi am examinat și asta o să îndeie energie electrică mai mult. Unde mai mult? E mai scumpă, cu 15% decât ceea ce cumpărăm noi acum. Înseamnă că acolo au fost careva discuții ascunse pe situația de pe Nistru. Poziția Moldovei trebuie să fie una foarte clară. Noi suntem categoric împotrivă la construcții, la orice barajă pe Nistru. Nu că o să solicităm de la Comisia Europeană expertiză. Nu o să-mi vină aici niște experți. Și ce o să zic? Facem barajă pe Nistru și noi rămânem fără apă în Chișinău? Dacă vorbim de interesul statului, trebuie să fie categoric. Poziție foarte clară. Noi nu suntem de acord. Eu asta așteptam de la președintele țării.
Să meargă, spune, noi nu suntem de acord cu barajele. Nu face nimic. Le-am stopat, le-am blocat. În schimb, la asta vedem încercări de manipulare. Eu am spus colegilor, deputații noștri vor înregistra o inițiativă, facem comisie parlamentară, anume pe situația de pe Nistru. Noi vrem să aflăm în detalii, totuși, ce e cu aceste baraje. Și Parlamentul lasă să se ocupe. O să implicăm și guvernul. De aceea solicităm crearea unei comisii parlamentare speciale pe subiectul acesta. Ședințele comisiilor parlamentare se încep de mâine, din câte cunosc, doamna Greceanu a discutat chiar acum. Înseamnă că poi mâine deja, miercuri, vor avea ședințele, loc ședințele ordinare ale comisiilor de profil și eu cred că acest subiect deja va fi abordat. Андрей Николаевич, если можно раскрыть скобки вашего неофициального визита в Москву? Штим, как вы говорили, с кем встречались, если можно. Да, это был неофициальный, не рабочий визит. Это был личный визит вместе с супругой, безусловно. Ну, то, что касается личной повестки, конечно, не буду открывать, но у нас состоялась встреча с Дмитрием Николаевичем Козыком. Знаете, он отвечает за молдавское направление в российском руководстве, в администрации президента. Обсуждали текущую повестку дня двухстороннюю, но также обсуждали вопрос вакцины. Вы знаете, что сейчас очень много разных анализов эффективности вакцин. Мы видим, что некоторые западные аналоги приводят к смерти пациента, который получает эти вакцины. Вы видели случаи в Норвегии, вы видели случаи в других странах. Некоторые страны уже отказываются от Pfizer и от других. Поэтому на фоне этого, конечно, у молдавских граждан должен быть доступ к различным вакцинам. Не только к западным, что нам пытаются там втиснуть. Поэтому мы обсуждали возможность получения российской вакцины. Спутник, и не только спутник, там есть и другие вакцины. Мы принципиально договорились, что эта вакцина поступит в Молдове в ближайшее время. Для этого нужно зарегистрировать вакцину в Молдове. Я думаю, что в ближайшие дни этот процесс будет запущен по регистрации вакцины. Он может пройти довольно быстро для того, чтобы в феврале, в середине февраля, я очень надеюсь, не позже, что мы эту вакцину получим в Молдове, и граждане Молдовы начнут, смогут выбирать, какую вакцину они считают более приемлемой для себя. Я лично доверяю только российской вакцине. И если бы я бы имел возможность вакцинироваться, то я бы вакцинировался именно российской вакциной. Спасибо. Domnul Radu, vă înțeleg de explicația faptul că ați încercat să vă mutați copiii la Moscova. Asta a fost agenda dumneavoastră? Aberații. Aberații. Copiii mei sunt la școală astăzi, puteți să mergeți. De fapt, nu mă văd uiți pădânși la școală. Sunt la școală, suntem aici bine cu familia, nu încercăm să plecăm din Moldova nici într-o casă. Vă mulțumesc. Ce ați mai făcut pe la Moscova? Alte întrebări? Domnul Cozac, poftim. Felicia Crețu de la proiectul Media Absens. Întrebarea se referă la finanțarea campaniei electorale. Când ne spuneți, cum se explică că unii donatori cu care am reușit noi să vorbim ne-au zis că au donat sume mai mici decât sunt indicate în listele electorale transmise Comisiei Electorale Centrale? Și a doua întrebare, foarte mulți angajați la stat se observă în lista donatorilor dumneavoastră, angajați care au venituri modeste, dar au găsit totuși câte 10.000-20.000 ca să doneze în această campanie prezidențială. Toate întrebările legate de campanie electorală le puteți acorda colegilor de la partid, colegilor din staful nostru care a fost. Încălcarea legislației nu a fost, fapt fixat și de Comisia Electorală Centrală, care a primit toate rapoartele. Dacă sunt careva alte întrebări, vă adresați și colegii o să vă dă răspuns la scris. Vă mulțumesc. Poftim? Vă rugăm să vă prezentați. Domnul Dodon, referitor la decizia de astăzi a Curții Constituționale, referitor la sesizarea PAS, ați pus câteva cuvinte, dar vă rog dacă puteți comentați mai larg. Ce părere aveți despre această sesizare și ce părere aveți în mijlocul deciziei de astăzi a Curții? Decizia Curții, cum acolo? Nu se discută, dar se execută. Pentru mine era evident lucrul acesta. Și pentru oricare jurist, chiar din clasa 1 sau din cursul 1 de la Universitatea de Stat, era clar că această sesizare nu are sursă de izbândă, pentru că au fost și alte sesizări despre autodizolvare. Și lucrul acesta era evident. Nu știu, poate consilierii, doamnei președinte, trebuie să meargă din nou la universitate, la cursul 1, să mai ia niște ore despre jurisprudență și despre normele constituționale. Eu cred că este o decizie logică, o decizie care era evidentă și li s-a dat peste mână celor care încearcă să se joace cu norma constituțională și să uzurpeze puterea în stat. Eu cred că la fel ar putea fi
și decizia dacă se va încerca să interpreteze și pe alte subiecte Constituția. Pentru că, practic, pe toate aceste subiecte noi ne-am adresat și noi și mulți alții s-au adresat la Curtea Constituțională din nenumărate ori. Pe de altă parte. Pe de altă parte, îi puneți mai Sandu un ultimatum. Totuși, care este poziția noastră? Nu înțelegem, pentru că sunt așa, se bat cap în cap aceste poziții. De ce se bat cap în cap? Pentru că odată ce... Noi cerem ca Maia Sandu să înainteze candidat la funcția de prim-ministru, așa cum prevede Constituția. Mai mult nimic nu cerem. Asta nu înseamnă că noi să votăm acest candidat. Ascultați, cu cât mai târziu se înaintează candidat la funcția de prim-ministru, cu atât mai tare se tergiversează alegerile anticipate. Pentru că alegerile anticipate nu pot fi declanșate până când nu strece norma constituțională. Dar norma constituțională este doar una din două. Sau se desemnează candidat și nu se votează și de atunci se începe 45 de zile până când pot semnezi decretul. Sau Parlamentul nu funcționează 3 luni. V-am spus, varianta cu Parlamentul nu funcționează 3 luni, scoteți-o. Parlamentul o să funcționeze pentru că e și normal. Trebuie aprobat legi. Atunci rămâne un singur lucru. Președintele țării trebuie să desemneze un candidat și să-l propună Parlamentului. Nu înseamnă că noi să-l votăm. Cel mai probabil noi nu vom vota. Care două? Niciuna nu vrea să propună. Care două? Da, admiteți acest scenariu? Da, să propună, vom vedea. Nu admiteți. Dar nu sunt alte soluții, băi. Dizolvarea Parlamentului altfel nu e posibil. Mai sunt întrebări? Da, poftim. Все будет хорошо. Я думаю, что там все стабильно. Там есть Башкан Гагаузи, который справляется с нынешней ситуацией. Она член правительства временного. У нас постоянный контакт с ней. Я думаю, что и сегодня у меня будет встреча с ней. В Гагаузии на 4 апреля назначены выборы в Народное собрание Гагаузии. 2 февраля начинается избирательная кампания. Конечно, партия социалиста будет участвовать, активно будет участвовать в этих выборах. И намерена получить хороший результат. Я надеюсь, что выборы пройдут хорошо, спокойно, даже несмотря на всю эту ситуацию. Понятно, что будут сначала выборы в Народное собрание, потом досрочные. Кстати, вот в этой ситуации, если говорить вот о сценариях, которые вот спрашивают, я думаю, что мы все понимаем, что, скорее всего, досрочные парламентские выборы раньше июня месяца уже нереальны. То есть досрочные парламентские выборы от июня и дальше. Почему говорю и дальше? Потому что давайте возьмем ситуацию, вот интербазу для вас, возьмем ситуацию, что президент страны не выдвигает кандидата премьера. Возможности для распуска парламента не будет, потому что по Конституции этого нельзя делать. Тогда временно исполняющий обязанности правительства и нынешний состав будет до бесконечности, либо до ситуации, когда президент получит по... из-за того, что не соблюдает Конституцию. Может быть и такая ситуация. Поэтому в Молдове, к сожалению, из-за нынешнего президента ситуация нестабильна, и она будет, к сожалению, нестабильна в ближайшие месяцы, потому что человек боится, понимает, что она не справилась, будучи премьер-министром, сейчас боится, не дай бог, как-то сделать там что-то и взять на себя ответственность. А в Гагаузии, я думаю, что выборы пройдут, и все будет хорошо. Спасибо. Vă mulțumesc și... Da, poftim. Dumneavoastră, până la urmă, sunteți beneficiarul acestei campanii de colectare de donații. Și ne vine greu să credem că modalitatea de donație nu s-a discutat inclusiv cu dumneavoastră și nu sunteți la curent la cum s-au colectat acele bani. Nu vă veniți, credeți? Cum acolo să spun politicianul? Невероятно, но факт. Credeți. Mersi. Succes. Fantastic.